Cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și-ți crește mora. Bună dimineața, oameni buni! Cafeaua de dimineață, ceaiul de dimineață, fiecare cum se simte, știți, unii beau cafea, alții beau ceai. Eu, de exemplu, astăzi beau ceai și invitatul meu a cerut tot ceai astăzi, dar noi tot cu emisiunea Cafeaua de dimineață suntem. O ediție ca în fiecare joi împreună cu primarul Andrei Carabelea. Bună dimineața! Bună dimineața, bine v-am regăsit! E bună dimineața, sau hai să spun, e bună perioada la primărie în ultimele zile, că eu din câte am înțeles ați primit o rețetă pentru sărbători de la guvern care vă obligă să faceți cozonac, să faceți cozonac, fără ouă, fără făină, da. Fără drojdie, da. Și nu știu cum să zic. Nici apă nu știu dacă vom avea. E bine, asta cu apa deja este o chestie de deja vu, adică nu vreau să... Deci e bine, e bună perioada sau nu e bună? Mai vorbesc cu primari cu multe mandate la număr și îmi zic că mandat mai complicat ca acesta n-au avut. Început cu pandemia, a continuat cu tot felul de crize energetice, război, criza materiilor prime... și așa mai departe, și tot felul de situații care îți dau toate proiectele peste cap. Așa ne trezim și noi acum. Ne-am pus la punct cu foarte multe lucruri pentru a încheia anul într-o manieră cât mai, pe de-o parte, cu rezultatele pe care le tot așteptăm de la începutul anului. Și eu chiar cred că anul ăsta a început, a continuat și avem toate premisele să le încheiem cu niște rezultate extraordinare. Imaginați-vă că aproape toate punțile pietonale sunt reabilitate. Mai urmează doar una care va fi demolată și reconstruită la începutul anului viitor. Și toate podurile mari din oraș sistematizate, reabilitate sau chiar înnoite cu totul. Rămânând doar podul de la Căprioara, unde suntem în fază de proiectare. Adică un an foarte, foarte bun și încărcat, pe de o parte în lucrări, dar și în rezultate. Și ne pregăteam să-l încheiem și creând atmosfera de care oamenii chiar au nevoie, în acest climat de frământări, de tensiuni, de agitație continuă, fie că ne referim la contextul, la societate, fie că ne referim la contextul global. Oamenii au nevoie să se mai bucure, să mai capete puțină încredere, speranță, optimism și să pășim într-un an nou cu optimism și într-o atmosferă pe care ne-am străduit să o pregătim. Și aflăm că trebuie să renunțăm și la ouă, și la zahăr, și la făină. Adică, ca să o spunem pe aia dreaptă, pe final de an, nu știm dacă, sau cel puțin în momentul de față este doar un draft al unei ordonanțe de urgență. Nu știm dacă vor fi manifestări de târgul de Crăciun, cum se chema el, da? Nu știm dacă va fi ceva de revelion mai amplu și multe alte lucruri. Așa ceva ne-am pregătit. Multe acum alte asemenea nici nu vom da înapoi doar pentru că a apărut draftul unei ordonanțe de urgență. Dacă proiectul l-am finalizat luni și marți dimineața eram pregătit să suplimentăm ordinea de zi, cu acest obiectiv am și organizat o conferință de presă marți pentru a anunța care pregătirile... s-a terminat foarte repede. Da, păi dacă a trebuit să renunțăm la subiectul principal și la detaliile pe care le pregătisem pentru a anunța public ce ne dorim să facem anul acesta de sărbători, a trebuit să pivotăm, cum spunea antreprenorul, și să ne pliem pe subiectele pe care chiar aveam lucruri de zis. Adevărul este că avem întotdeauna subiecte pe care să comunicăm, pentru că se întâmplă multe lucruri și am putut să facem asta și să nu declinăm o invitație pe care o lansasem către mass media. Bun.
Să spunem că se pot adresa întrebări pe, la mine sau pe chat, nu este o problemă. Și se va răspunde la ele, fără, iarăși fără probleme. Până atunci însă, eu aș vrea să discutăm câteva lucruri care s-au întâmplat sau, mă rog, au fost semnalate săptămâna asta și care ar trebui un pic, din punctul meu de vedere, și explicate și, eventual, să vedem ce se poate face. Exemplu de acum, de ieri sau alaltă, nu mai știu. Ieri dimineața. Semaforul. V-am sunat. Da. Țineți minte, sigur. V-am sunat, v-am spus, domnule, cred că nu funcționează cum trebuie semafoarele, pentru că au sunat oameni aici, da. Așa. Asta ați verificat, ați văzut că unul din semafoare nu funcționa chiar acolo unde e o intersecție destul de ciudată. La Lămâiței. La Lămâiței cu Leonida. Și mi-ați spus, textual, am vorbit să trimită un echipaj de poliție să intervină. Acum, eu vă întreb, cum să vă spun eu, cu toată deferența, băiatul ăla care era la monitoare acolo, mai lucrează? Are o procedură internă cu raportarea incidentelor din trafic. Dacă apare situație de blocaj în trafic, ea se trimite automat către poliția locală. E o procedură pe care am stabilit-o. Și a fost trimis în dimineața aia? Da. Problema e că nu apărea echipajul de poliție locală pe camere, deci, în intersecție. Rectific, deci a fost o reacție. Rectific, mai lucrează ăia care trebuiau să fie acolo. Au ajuns chiar la două minute după telefonul meu, deci erau pe drum. De la momentul raportării incidentului, 8 fără 2 minute, că atunci s-a întâmplat situația. Vă contrazic aici. Ea era de dimineață. De ce vă spun? Eu am venit exact pe același drum și era exact aceeași situație la ora 7 și câteva minute. 7 și câteva minute. Nu era circulația atât de mare încât să fie, dar ea s-a accentuat până spre ora 8. Deci nu există că nu a fost. Deci acolo a fost mai mult. Eu de asta vă spun. Aveți proceduri interne, foarte frumos, dacă băiatul ăla de acolo a transmis către poliție. Sigur. Eu rugămintea este să verificați când a fost transmis la poliție, să dacă nu se uite cineva pe înregistrări, de când nu a funcționat semaforul. De când a fost problema cu semaforul. Adică e atât de simplu, nu știu. Am solicitat celor care implementează, au montat și se ocupă de gestionarea softului, le-am solicitat explicații. Să ne spună care este cauza pentru care s-a ajuns la această situație. Am înțeles că tot ce a declanșat, a dat peste cap semaforul de la Lămâiței, a fost faptul că a fost secționat un cablu de medie tensiune care alimenta și respectivul semafor. A trecut pe baterie de rezervă, doar că timpul de la care n-au mai fost setați n-am mai ținut, deci bateria de rezervă s-a resetat cumva semaforul, ceva de genul ăsta, dar explicațiile finale și care să ne zică accidente exact se pot întâmpla. Pe mine mă interesează timpii de reacție pe procedurile interne ale primăriei, că pe mine șofer în trafic sau pe șoferii din trafic sau pe cei care merg, asta îi interesează, timpul de reacție. Adică nu poți să stai acolo, unul cu autobuzul săracul a văzut, o realizat, da, care e situația și a intrat și s-a trecut, dus. Da. Și a trecut. Dar nu e normal să faci treaba asta. Bineînțeles. Trebuie să lucrăm la timpii de reacție ai poliției locale, pentru că în primă fază au motivat că nu pot interveni pentru că toate echipajele poliției compartimentului erau de rutier erau implicați în dirijarea traficului în zona școlilor. Colegul le-a transmis, este important să mergeți acolo. Abia după telefonul meu, poliția a ajuns în aici este problema. E nevoie pentru fiecare lucru de telefonul primarului? Se pare că uneori da, dar va trebui să îmbunătățim un pic procedurile și să dăm niște exemple. Lucrăm și la asta. Nu e de acceptat, pentru că
Poate primarul poate chiar nu are cum să vorbească la telefon. Adică eu întreb așa, dacă eu nu vă sunam, dumneavoastră nu sunați, cât mai dura acolo? Până treceam eu, că nu mai dura mult să trec. Bun, eu am adică fiecare zi nu mi se pare, mie mi se pare, dincolo de normalitate, ca să nu spun de faptul că... E o situație din care învățăm, vă asigur că nu se va mai repeta să existe o reacție atât de întârziată. Acum, tot săptămâna trecută, v-am trimis nu o scrisoare deschisă, că aia e important, am trimis o notiță. O notiță către, deschisă săptămâna către, asta. Săptămâna asta. Da. Și în timp ce noi o să vorbim, o să rog pe Bogdan să pună niște imagini cu scrisorica în astea, să vedem dacă pot și mări imaginea. Așa, numai un pic, Bogdan, că nu știu cum să o duc pe tot. Am văzut. Da. Deci, la sala sporturilor este un culoar între sala mare și sala mică, știți, aia de antrenament. Da. Și acolo lucrurile stau cam așa, cum se văd în imagine. Adică, scuzați-mă, bănuiesc că aveți un administrator. Bănuiesc păi și eu bănuiesc din imaginele astea. Aveți pe cineva care se ocupă acolo. Dom'le, înțeleg, nu poți să faci investițiile nu știu care. Dom'le, da, chiar așa. Să nu poți schimba un geam. Adică... Sincer, n-am cuvinte, pentru că e clar că cineva trece pe acolo în fiecare zi, dar se face că nu vede nimic. Știu, adică... Nu există explicații pentru așa ceva. Am să văd cine este administratorul stadionului, de când este această situație, de când este administrator. Și să vedem dacă schimbăm administratorul sau felul în care arată lucrurile. Sau poate administratorul a făcut hârtii. Că există și această posibilitate. Și să se fi blocat într-un sertar undeva. Și știți cum e? Dar știți foarte bine cum mai stau lucrurile din când în când. Și să fie pe acolo, omul să fie făcut hârtie pentru aia, pentru aia, pentru aia, pentru aia. Acum, că a făcut hârtie, eu înțeleg, dau un geam. Bun. Îl voi ruga pe viceprimarul care răspunde de această direcție să se intereseze, să taie firul în patru și să găsim o soluție imediată. Cu toate ordonanțele care se prefigurează sau nu, nu putem lăsa lucrurile așa cu atâta nebăgare de seamă, ca să folosesc un termen elegant. Da, astea sunt probleme și... Pe de altă parte, trebuie să înțelegem că aceste probleme și probabil această atitudine, această abordare, dezinteresul față de remedierea problemelor pe lângă care trecem în fiecare zi, nu e de ieri de astăzi. O regăsim în întreaga societate și am ajuns într-o primărie în care erau foarte mulți oameni blazați cu tot ceea ce se întâmplă. Oricât de mult am reușit să modific dinamica și mersul lucrurilor, încă mai sunt multe lucruri de retușat și trebuie să fac această abordare sinceră față de dumneavoastră și față de telespectatori, că sunt conștient că mai sunt încă foarte multe lucruri de pus la punct și în oraș, și în primărie, și în societățile Consiliului Local, dar ne străduim să facem lucrurile măcar în fiecare zi un pic mai bine față de ieri. Da. Eu, deci toate lucrurile acestea vi le arăt. Nu cu răutate. Da. Deci nu cu răutate. De ce? Eu vreau doar ca să înțelegeți că dincolo de agitația pentru făcut rost de bani, pentru făcut programe, proiecte, etc., există aceste lucruri care strică imaginea. Avem campionatul național de box pentru copii și cadeți. Acolo. Se antrenează în sala mică, probabil și în sala mare joacă. Sau poate, nu știu cum s-a organizat. Vor trece pe acolo niște copii, antrenori, vin părinți. Da. Am avut campionatul acela, mă rog, campionatul. Chestia aceea ca să dăm niște bani și să facem un dans acolo mult, așa, anuală. Care e foarte bine. Competiția de dans, așa. Este un fenomen. Acum nu cred că
Nu, dar nu să vă supărați dacă nu sunt neapărat de acord. N-am nicio problemă. Un fenomen există. Este un fenomen în creștere care în fiecare an întâmplându-se la Piatra Neam generează o comunitate foarte activă. Sunt foarte mulți copii, sunt foarte multe cluburi. Nicio problemă, jos pălăria. Și o activitate jos antrenantă care disciplinează, care formează caractere și chiar... Nicio problemă. E impresionant ce am cunoștințe acolo. Care sunt în așa, am scris despre ei, i-am promovat, dar problema este simplă. Dacă faci o chestie din asta și primești bani, nu mai iei taxe. Dacă iei taxe... Eu înțeleg ce spuneți. Adică pentru a face un astfel de lucru prezinți la un anumit nivel de calitate... Prezinți un raport total. Ah, da. Transparența obligatorie. Nu numai pe banii de la primărie. Prezinți un raport total, vin fața tuturor și spui, băi, aceștia, am încasat atâta taxe, atâta aia, la Consiliul Județean am decontat prin federație niște lucruri, la primărie am decontat noi niște lucruri. Mie mi se pare cam ciudată chestia asta, dar trecem peste ea. Și să vedem, nu cumva să pupă lucrurile astea între ele? Adică, știi, să nu se întâmple ce s-a întâmplat pe la fotbal. Eu înțeleg argumentele și că în rest, jos pălăria pentru ce fac. Da. Șapoba. Dar să revenim lucrurile la... Lucrurile astea, câtă vreme nu se oferă un răspuns, semnele de întrebare vor exista. Vorbind pur la modul general despre acest eveniment în sine, eu consider că faptul că se întâmplă la Piatra Neamț, că Piatra Neamț devine din ce în ce mai important, mai vizibil pe acest segment, e de bun augur. Sunteți de acord cu mine că dacă se lua o taxă de 2000 de lei pentru închirierea sălii, se reparau geamurile? Nu are nicio legătură. Geamurile se reparau dacă era un gospodar acolo care dacă trece o zi și vede că e o problemă acolo. Eu dacă eram administratorul sălii, mă duceam la domne, ia domne, hai domne. Deci eu până la articolul dumneavoastră n-am știut de acele probleme. Știu că sunt foarte multe neajunsuri la sala polivalentă. De 3 ani ne chinuim să remediem probleme cu acoperișul de acolo. Am chemat tot felul de experți în acoperișuri să ne zică ce soluții putem găsi pentru a nu mai ploua înăuntru. Dar sunt detalii care nu mi-au fost aduse la cunoștință și aici e chiar o pată neagră și pe primărie, dar în special pe administratorii care trec în fiecare zi pe acolo. Da, au început întrebările clasice care vin absolut normal. Deci, apropo de circulație, podul de la spital, când se va deschide? Eu zic totuși să mai spuneți odată care e situația. Fără probleme. Pentru că toată lumea spune că toată lumea speră că va fi. S-a răspuns de către colegi cu privire la acel geam spart. Este o mașină care a intrat în o mașină care făcea, mă rog, un șofer care făcea conducere acolo. Este dosar de cercetare penală în cazul respectiv. Nu putem. Dar cum face conducerea acolo? Că aia e o sală de sport și aia e în spatele sării. Adică... E un acces public acolo, nu e îngrădit în așa fel încât... Am înțeles. Da? Dată fiind... ar trebui văzut pe camere exact ce s-a întâmplat, dar sunt convins că... Eu sunt convins. Poliția a solicitat deja imaginile de acolo. Da. Deci, podul de la spital, mai multe doamne în special, dar și domni. De ce, poate îl întrebați pe domnul primar când se va deschide circulația, a fost amânat acest moment. Pe lângă circulația încăunată de pe variantă, avem și problema șperțurilor zilnice, nu înțeleg asta ce e. Dar oricum, ideea este că toată lumea speră că odată ce se va da drumul la pod, se va circula un pic mai bine. Această așteptare o avem și noi, pentru că practic astăzi există doar 3 modalități funcționale din 4 de a trece cu ieștiul
Da, orașul este împărțit în două de Cuiești. Și cea mai importantă intersecție din oraș era evident intersecția de la spital și mare parte din traficul din oraș, dinspre Mărăței, spre Plecista și invers, era, se făcea pe podul de la spital. Astăzi, cea mai mare parte a acestui trafic a migrat pe variantă. Ne așteptăm ca imediat ce vom da în circulație podul și speranța mea, așteptarea mea e ca săptămâna viitoare să se întâmple acest lucru și mă refer în special la circulația rutieră. E întărită de angajamentele constructorului care zice că până la finalul acestei săptămâni va asfalta, va turna primul strat de asfalt. Mâine ar trebui să vină trusa de asfaltare și cel târziu sâmbătă să asfalteze. Întrebare suplimentară. Dacă se asfaltează pe primul strat podul, se va merge cu asfaltare și spre pe măcar o parte din intersecția asta? Cred că se va asfalta doar zona podului, urmând ca al doilea strat să se facă legătura pe suprafețe mai extinse. Dar nu vreau să subliniez foarte mult acest lucru, pentru că... Da. Întrebări care țin de politică mai mult, dacă... Putem răspunde și la întrebări cu tentă politică. Nu. Dumneavoastră le vedeți, eu nu știu ce, da, ce e acolo. Dezastru de pe Bulevardul Traian, ce părere aveți? Când se vor termina lucrările? Eu mi-am tăiat o anvelopă în gropile de pe Traian. Bun. Dezastrul de pe Traian e fie o formă de a ne plânge că e greu când rezolvăm una dintre cele mai acute probleme ale orașului și nu doar ale orașului Piatra Neamț, sunt multe comunități din Neamț afectate de faptul că de zeci de ani nu s-au făcut investițiile necesare pentru a asigura mentenanța, funcționalitatea rețelelor de apă și canalizare. Faptul că acum primăria își asumă să rezolve această problemă fără să aibă, cum să spun eu, obligația contractuală de întreținere, mentenanță, administrare și extindere, modernizare a infrastructurii de apă, o are operatorul de apă. Faptul că operatorul de apă a avut o relație conflictuală cu primăria în ultimii 10-15 ani, nu există vreo scuză pentru asta, dar ne-a dus în situația asta. Faptul că noi astăzi avem un proiect major de investiție în acest segment, eu zic că trebuie măcar apreciat dacă nu măcar tolerat dacă nu apreciat. Nu este un dezastru ce se întâmplă când se face o lucrare. Ar fi dezastru dacă ne-am apucat de lucrare și am lăsat un coadă de pește. Și vă pot arăta orașe din România unde se întâmplă asta. Ar fi dezastru, sau și mai mare dezastru, dacă nu am face nimic. Din punctul meu de vedere, trebuie să conștientizăm că această lucrare e capitală pentru oraș. Și în câteva luni o vom avea finalizată și vom avea și asfaltul și drumul modernizat. Domnul primar, hai să lămurim o dată lucrurile astea, că deja eu am obosit eu să dau explicații în locul administrației locale. În mod normal, când se predă amplasamentul unui constructor, obligația administrației locale ar înceta. Da, de acord cu ar înceta așa. Până la că recepție. Nu mai e terenul meu. Da. Singurele lucruri pe care ar trebui să le facă autoritatea este acela de a monitoriza lucrările conform graficului prin intermediul dirigintelui de șantier, compartimentului de specialitate, etc. Asta este o treabă care ar trebui să o înțeleagă toată lumea. De ce nu s-a întâmplat așa? Este singurul reproș pe care eu îl fac administrației publice locale. Și mulțumesc. Pentru că nu s-a dat amplasamentul
cum să spun eu, definitiv, din diferite motive. A intervenit problema cu apa. S-a dat condiționat. A intervenit nu știu ce. Nu înțeleg nici acum, ca simplu cetățean, de ce nu știa cineva din primărie, și asta nu primarul, nu viceprimarul, nu secretarul, nu city managerul de atunci trebuia să știe. Trebuia să știe. E o problemă. Era constructor. De ce nu aveam autorizația de demolare a podului în momentul când s-a dat amplasamentul? Pentru că, să o spunem clar, dacă exista autorizația atunci, probabil că lucrările erau mai rapid terminate, da, cu o lună de zile. Nu știu. Putem presupune asta. Putem, da, presupune. Deci, asta e pe de o parte. Pe de altă parte, că acum chiar vreau... Nu înțeleg, ca simplu cetățean, cum nu înțelege toată lumea, care îmi tot scrie aici și îmi tot scrie. E, dacă constructorul este răspunzător, în fața cui răspunde? Și cum răspunde? Aici este o altă problemă. E greu să îi spui unui om care zilnic merge din Mărăței, intră pe intersecția de la Lămâiței pe Traian, merge de pe Traian și trebuie să ajungă la, nu știu, primărie, ca să dau un exemplu, e greu să îi spui, băi, du-te pe la gară, de acolo mergi prin altă parte, te duci la Carrefour, intri de la Carrefour, prin Carrefour, ieși din Carrefour, te duci și vii pe Ștefan cel Mare și așa. E greu. De aceea oamenii întreabă, da, constructorul? Întrebările sunt toate de bun simț. Și există răspunsuri variate și diferite în funcție de la un caz la altul. Ca să o luăm la modul general, un constructor, în momentul în care participă la o licitație de lucrări, are un interes economic. Participă la acea licitație pentru că vrea să câștige licitația, să facă lucrarea respectivă și să ia banii aferenți proiectului respectiv. Un constructor care este obișnuit să participe simultan sau în aceeași perioadă la mai multe licitații și câștigă mai multe licitații, se va trezi la un moment dat în situația în care are nevoie de mult mai mulți angajați decât a anticipat la un anumit moment. Angajați pe care nu-i găsește. De la momentul participării la licitație, se mai întâmplă să apară tot felul de situații și contexte. De exemplu, a mai apărut un război, s-a mai întrerupt un lanț de producție, s-a închis o companie sau o țară întreagă nu mai produce oțel. Situații care dau peste cap capacitatea de a te aproviziona cu conductă. Dacă acel constructor nu are o relație onestă să ne informeze la timp despre aceste probleme și provocări, ajungem în situația în care noi suntem mulțumiți că avem un constructor cu care am semnat contractul pe lucrarea respectivă și tot așteptăm, ba să vină vremea bună să vedem mobilizare în teren, ba să vină cu utilaje, cu oameni, cu conducta. Și trec 4 luni de la semnarea contractului, de la momentul în care îi predai amplasamentul, timpul de execuție curge. Și nu se mișcă nimic. Și apoi îl chemi și ai o discuție cu ușile închise, un pic mai tensionată și spui, domnule, ai 4 luni de când ai contractul ăsta, zi-mi și mie ce se întâmplă, că da, nu vedem mișcare. Da, dar vezi că nu mi-ai dat aia, nu mi-ai făcut aia. Și apoi începe un ping-pong de genul acesta. Acum lucrurile merg. Nu... De la 1 iulie chiar s-a intrat în aceste lucrări de apă, de exemplu, mult mai consistent și pe partea de trotuare, aceeași companie se mișcă mult mai bine, dar apar astfel de situații. Un constructor, prin contractul pe care îl are primăria, are niște obligații, niște termene pe care și le-a asumat și niște răspunsuri pe care trebuie să le dea în cazul în care se modifică graficul de execuție, trebuie să-l ajusteze constant. Pot apărea situații obiective care nu îi se pot imputa lui. Modificări legislative,
chiar au apărut foarte multe în ultima perioadă. Ajustări de prețuri, tot felul de situații care îți complică implementarea proiectului respectiv. Una peste alta, lucrăm cu marfa clientului. Că putem avea mai multe variante. În momentul în care un constructor nu livrează, putem rezilia contractul. Cu ce ne ajută? Noi avem nevoie să ducem lucrarea asta la bun sfârșit. În momentul în care nu lucrează, îl putem întârzia la plăți. Dacă îl întârziem la plăți, tot noi vom ajunge să decontăm problemele respective, pentru că nu va avea cum să-și plătească furnizorii și nu va avea cum să-și plătească salariații. Sau să-l penalizăm. Am făcut toate compromisurile și nu este constructor care să lucreze în Piatra Neamț să nu conștientizeze că tuturor le-am întins o mână ca unui partener onest, serios, care vrea să facă treabă. În momentul în care am simțit că am întins prea mult această mână și nu am primit înapoi o atitudine corespunzătoare, am început să umblăm la penalități. Nu vă ascund că mai avem un as în mânecă pe care nu l-am arătat nimănui. Cartonașul roșu. Cartonașul roșu pe care îl avem pregătit pentru toți constructorii care și-au bătut joc sistematic de lucrările din oraș. Asta înseamnă? Ce înseamnă? Certificat negativ și faptul că nu vor mai putea participa vreodată ca vreun primar, ca vreo comunitate din țara asta să mai fie nevoită să treacă prin așa ceva. Da, dar cred că ar fi cazul. Măcar pe ce cazul, știu da. Eu la două, trei lucrări, cred că ar fi cazul. Adică la două, trei, patru lucrări. Și de obicei lucrurile astea se întâmplă pentru că firmele care câștigă asemenea lucrări, de obicei sunt firme, cum să vă spun eu, obișnuite să câștige. Da. Obișnuite să câștige, pentru să câștige ușor lucrările. Pentru că sunt știu să tergiverseze lucrurile în instanță. Bun, întrebare pe Ștefan cel Mare. Când mai merge poliția noaptea să vadă că se fac adevărate raliuri pe acolo și că sunt probleme? Nu știu, spune un domn. Eu zic să le spune celor de la poliție. Da, da. Comentariu. Să nu mai ia contractele firme de 2 lei care de-a lungul timpului au dat numai buleli. La licitații nu poți restricționa participarea decât celor care au un istoric negativ, un certificat negativ, ceea ce ne și pregătim să lucru cu care ne pregătim să și sancționăm pe cei care pe care nu vrem să-i mai vedem la licitații încurcându-ne lucrările. Da. Bun, acum o întrebare care a rămas de săptămâna trecută apropo de închiderea gropii de gunoi. Am văzut că aveți un proiect de hotărâre sau două, dacă un proiect. Se reziliază sau se încheie contract, se reziliază contractul cu... Actul adițional de reziliere a contractului cu asocierea Rosal Salubritas. Rosal Salubritas. Apropo de groapa de gunoi. Sincer, eu încă am rămas marcat de faptul că suntem, cred că, singura comunitate cu o groapă de gunoi n-a ajuns la capacitate maximă. Închisă. Și e un paradox, da. Nu, eu am o întrebare către dumneavoastră. Aveți pe cineva în primărie care a făcut un calcul? Care este diferența pe care o plătește primăria Piatra Neamț și cetățeanul din Piatra Neamț în plus în urma acestei închideri forțate. Nu, căutam un cuvânt care să nu fie nici foarte urât, nici foarte așa. În urma acestei închideri forțate? Pentru că, eu vă spun cu toată deferența, am contactat un avocat care se ocupă de procese colective daune, pentru că cineva trebuie să răspundă de acest lucru. Și mă mir că primăria Piatra Neamț, pusă în situația în care a fost pusă acum, nu și-a pus această problemă.
nu este normal să duci gunoaiele din Piatra Neamț la Girov dacă tu ai o piatră, mai are capacitate. Da. Și atunci, cu tot respectul și cu toată deferența și cu înțelegerea faptului că nu ne uităm în urmă, dar e vorba de bani pe care îi plătim nu în urmă, îi plătim de acum înainte. Și îi plătim acum. Și mai ales că aici e un alt lucru extrem de dureros. Vor fi și foarte multe lucruri de rezolvat din urmă, pentru că sunt mii de metri cubi și atunci, depozitați în afara. Domnul primar. Și ăsta este motivul pentru care nu ne-a fost înnoită. Domnul primar, motivul pentru care n-a fost înnoit este mai complicat. Ține și de anumite jocuri politice, ține și de anumite jocuri economice. La un moment dat nu erați foarte bine văzut. Alții, mă rog, nu vreau să comentez. Nu vreau să comentez aceste porcării. Astea sunt porcării. Vreau doar să vă spun că ar fi cazul să vă gândiți la o plângere penală, oricum va veni un proces pe tema asta, pentru cei care au făcut posibilă această porcărie inimaginabilă. Închiderea unei gropi de gunoi care nu este plină. Și eu ca cetățean, nici măcar nu mai zic ca cetățean, vreau să știu, bă, cine sunt ăia care au făcut posibilă această chestie? Și vreau să aud primarul sau primăria Piatra Neamț că spune, domne, noi plătim în plus ca primărie atât, cetățeanul plătește în plus atât. Și vreau să știu și eu, de la cine, cui trebuie să-i mulțumesc, să-i trimit felicitări de Paști, Crăciun, Anul Nou și ziua lui? Tuturor celor care au gestionat problema deșeurilor în ultimii 15 ani, permițând crearea unor situații care să permită justificarea închiderii gropii. Da? Deci contextul este într-adevăr foarte complicat și poate chiar mult mai complicat decât l-ați exprimat dumneavoastră. E adevărat că, până la urmă, tot noi plătim. Aceste costuri se regăsesc în facturile noastre. Transportul de la Piatra Neamț la Girov este costul care a fost adăugat la noul tarif. Și acum trebuie să pregătim pentru un proiect de închidere a gropii de gunoi, care vine cu alte costuri la pachet. Până la urmă, mie îmi place să văd partea plină a paharului, pentru că era nefiresc ca pe malul unui râu, ca Bistrița, ca într-o zonă unde poți veni cu o dezvoltare extraordinară, să pui în valoare coasta, lunca Bistriței, noi să avem o groapă de gunoi respingătoare. E o reparație morală care se va produce în timp. Nu știu, în minim 2 decenii vom putea avea acolo într-adevăr ceva modern, cum locul ăla ar merita. Pasul următor este să închidem groapa. Nu cred că ne mai putem imagina că acolo va fi vreodată groapă de gunoi. În momentul de față acolo se desfășoară o activitate de tranzit mai degrabă a deșeurilor. Așteptăm ca noul operator, așteptăm cu nerăbdare să avem un nou operator pe zona 1 și un nou sistem de colectare a deșeurilor mai performant, mai eficient. Am înțeles. Nu e bine pus acolo. Asta pot să înțeleg. Era un argument să zicem, domne, hai să vedem cum facem, o umplem și să facem acolo o chestie. Dar nu pot să înțeleg cu scuzele de rigoare. Ceea ce este cel mai de neînțeles este faptul că s-a întâmplat totul foarte brusc. Nu eram pregătiți pentru această nu închidere forțată. Nu pot să înțeleg și lucrul ăsta trebuie explicat și dacă s-a produs o pagubă și se produce o pagubă municipalității și cetățenilor, măcar să știm cui, că oricum vor fi prescrise, vor fi aranjate, spălate, va fi frumos, că așa e la noi. Va fi frumos. Dar măcar să știm cui trebuie să-i mulțumim, pentru că ne-am tot complăcut în situația aceasta. Hai să nu așa.
trecem, mergem mai departe. Mergem de mai departe. Dumneavoastră. Nu e foarte, subiect, foarte multă lume mă întreabă și întreabă și este un subiect. Când dispar separatoare de sensuri pe șosea? Păi abia le-am pus. De dispărut, să nu ne imaginăm prea curând. Trebuie să ne... Acum stați un pic, să vină zăpada. Adaptăm. Să vină zăpada, să vedem cum vor face dezăpezirea. Am auzit foarte mulți oameni curioși despre cum se va face dezăpezirea. Și eu sunt curios. Culmea e că niciunul dintre cei care se frământă și se sperie cu gândul la iarnă nu se ocupă de activitatea de dezăpezire. Lucrurile sunt pregătite. Eu sunt împăcat cu gândul că Publiserv știe ce are de făcut cu privire la dezăpăzire pe variantă și nu numai. Ne-am pregătit cu echipamentele și materialele necesare și pentru variantă avem cel puțin două soluții funcționale în contextul separatoarelor de benzi. Una dintre ele fiind inhibitorii, care asigură și protecția asfaltului și a sistemelor de canalizare și vor... Acum, adică există două variante. Mecanică, chestia asta, știți de ce mă inhibă? Știți de ce mă inhibă chestia asta? Mă gândesc la bugetul primăriei, al Publiservului și al primăriei. Așa. Pentru că, din câte știu eu, inhibitorii ăștia au capacitatea asta de a inhiba și banii. Nu, de a inhiba contabilii, pentru că altfel ei produc o explozie în prețuri. Știți? Adică costă mai mult. Costă mai mult cantitatea, dar în momentul în care utilizezi inhibitori, asiguri o protecție pentru 48-72 de ore, timp în care nu trebuie să mai intervii pe acel tronson de drum, decât dacă sunt zăpezi abundente. Eu zic să mai și vedem cum funcționează. Nu, să vedem cum merge, da. Deci există două, cel puțin două variante, asta cu inhibitori și, bineînțeles, soluția mecanică cu plug în față, plug de la dimensiunile și... Da, cineva spune, la neam se repetă licitațiile până câștigă firma care trebuie. Vreau să vă spun, la neam poate, la piatra neam licitațiile sunt pe bune, cred că... Deci eu știu că n-au venit la licitații unii. Adică au fost nevoie de două licitații ca să... Exact. Noi am făcut licitațiile pe bune, ne-am lovit și de licitații pe care a trebuit să le scoatem de două, trei ori, tocmai pentru că nu existau aranjamente, ca să le spunem așa mai popular. Nu vă aduc, cred că toată lumea își aduce aminte că abia a cincea oară am avut un câștigător, un participant la licitația de la Puntea-Strand. Pe variantă a fost primul coridor de mobilitate pe care l-am scos la licitație și la prima licitație nu s-a prezentat nimeni. Exemplele pot continua. Eu sper ca cei de bună credință, care nu au doar dorința aceasta de a împroșca cu noroi și de a crea un climat de neîncredere, să vadă cu ochiul liber că în oraș se întâmplă niște lucrări fără precedent și în contextul unui oraș destul de împovărat de datorii, să vezi așa ceva, înseamnă că e clar că toți banii se regăsesc în lucrări și nimic altceva. Bună dimineața, domnul Bălănescu, întrebare importantă pentru primar. Ce are de gând să facă pentru a proteja nemțenii și turiștii care se duc pe Cozla pe traseul 3 Căldări, să nu dea nas în nas cu ursul? După ce s-au înmulțit aletele și urșii s-au apropiat de oraș. Un urș chiar a fost dat jos la pârtia de schi, aproape de Dărmănești. Acum e adevărat că în ultima perioadă avem urși la caiace. Avem urși, bine, acolo e chiar frumos, adică să ai un urs la caiace, poți să tragi mai repede la caiace, e adevărat. Adică, nu pot să spun. Nu a păzit nimeni terenurile de la Bâtca Doamnei și au fost vândute și s-au dat și s-au construit pe acolo tot felul de chestii. Acum vin urși să le păzească, pot să înțeleg și asta.
pe pârtia de schi, la fel, cred că e aceeași situație, păzesc traseul ăla acolo. Dar lăsând gluma la o parte, începe să devină o problemă. Începe să devină o problemă destul de alarmantă și de stringentă. O problemă care, din păcate, nu poate fi rezolvată doar într-un oraș sau într-o comunitate, pentru că această problemă este la nivel național. Și e nevoie de o decizie asumată. Da, e o legislație care zice primarului să dea dispoziție să împuște ursul. Dar dacă nu împuște ursul care trebuie, primarul răspunde. Na, e, deci, în primul rând, na, e... Acum, asta cu ursul care trebuie, știți cum păi e? Da. E ca și... Na, cum adică ursul care... Ursul care îți vine și îl prinzi în oraș, în curtea omului. Nu, poți să-l tranquilizezi, atât. Păi îl tranquilizezi dotat... odată, îl tranquilizezi de două ori, îl tranquilizezi da, de trei ori. Ne-am dotat cu... Avem vreunul tranquilizat de la noi în piatra sau nu? Nu. Astea ca ai noștri spre... fug repede. E clar un subiect care ne ține într-o stare de alertă și... trebuie făcut ceva cu o populație de urși care este în foarte mare creștere. Acum nu știu dacă ursul a ajuns să vină la caiace, dacă ursul a ajuns să plimbe, deci dacă mă uit pe alerte, nu există zi. Nu există zi pe alertele pe care le primim să nu avem o alertă cu urși. Nu există. Ba chiar 2-3 pe zi. Hai, domnule, să stăm un pic și să analizăm. Chiar suntem tâmpiți? Adică nu vedem că a devenit o problemă care pune în pericol viețile oamenilor? Sau nu contează omul și atunci să ne spună cine o fi? Bă, descurcați-vă. Ursul. Ursul e important și voi plimbați ursul. Plătiți impozite și plimbați ursul. Adică e o limită aici. Și eu iubesc animalele cât le iubesc. Na. Cum ați vedea rezolvată problema? Că... Domnul primar, eu am învățat așa. Dacă vine ursul și îți ia oaia, îți ia vaca, îi pui capcană, da. Îi pui capcană și îl prinzi. Și nu-i dai drumul. Nu-i dai drumul. Chestiile astea, cu, e frumos, avem sanctuar, aducem din toată Europa. Dar de ce să nu exportăm în Europa? De ce, vedeți, de ce să nu micșorăm populația de această urși problemă, în funcție de arealul pe care îl avem dedicat lor? Ce fac? Mă trezesc cu ursul la plajă? Vine și oferă servicii de masaj? Ați adică... spus și dumneavoastră, este o problemă națională. Bun, da. Până la problema națională trebuie să ne mai și asumăm. Care trebuie rezolvată. Am voie să omor ursul dacă mi intră în curte? Întrebare. Am voie să-i dau un cap unuia care intră în casă? Știți bine. Am voie să-i dau un cap dacă îmi intră în casă și mă atacă. Au fost situații care au demonstrat că nu. Bun, dar îi dau un cap ca să mă apăr, da? Ursului pot să-i dau un cap? Nu cred. Și atunci, asta... și atunci nu e cazul să discutăm lucrurile astea. Adică eu nu vă cer pe dumneavoastră. Eu vă cer așa pe dumneavoastră simție, în calitate de... Suntem cu mâinile legate de, în și om de un politic și administrator de municipiu și să-i luați de gât pe ăia care sunt în, mai mari în politică, ca să zic așa, și cu legea în mână și să se ducă să, dacă nu, să-i ducem să le facem un sanctuar. Să stea împreună cu urșii. Ce frumos s-a rezolvat problemele țării. Dacă am pune aia cu care fac legile cu doi urși în Parlament. Să vedeți cum s-ar da legea de eutanasiere a urșilor rapid.
Eu zic că suntem aproape de acel punct, pentru că, într-adevăr, situația este foarte, foarte periculoasă. Sunt comunități chiar amenințate zi de zi de urs. La noi nu s-au întâmplat cazuri în care ursul să atace. Am vorbit cu proprietarul unei, o persoană care are o gospodărie la Bâtca Doamnei și mi-a spus că, într-adevăr, trăiește cu frică pentru că ursul a dat iama în meri și... nu primă. Dar atât, nu... M-a sunat o persoană extrem de cunoscută în oraș, care omul a ieșit la pensie, cunoaște tot județul și are o căsuță, o căbănuță undeva pe la, cred că la Bisericani, are niște stupi și care a zis, doamne, ce eu deja am învățat să conviețuiesc cu ursul, adică știu când vine, intră. Nu mai repar gardul, i-am lăsat loc unde să intre. Adică am anunțat primărie, am anunțat pe toată lumea, așa. N-a venit nimeni, zice. Și atunci conviețuiesc cu ursul. Ce să fac? Dar să știți că am început să conviețuiesc mai bine cu ursul decât cu primarul de acolo. Deci asta era ideea. Bun. Mergem mai departe. Ni se spune, este legea 215-2004, probabil când se referă la urși, tot la urși. Da. Mergem mai departe. Ce mai știți de școli? Vă întreb asta în fiecare săptămână, pentru că și eu sunt întrebat în fiecare săptămână de școlile din Dărmănești, cele două. Școlile 5 și 8 se mișcă bine, mult mai bine școala 5 decât școala 8. La școala 5 primesc zeci de poze în fiecare zi. Constructorul vrea să mă țină la curent, de nu mai reușesc să le urmăresc pe toate. Chiar vă trimit și dumneavoastră sau chiar vă invit acolo să mergeți. Sau se lucrează deja la partea de finisaje. La școala 8 ne mișcăm un pic mai încet. Probabil constructorul are mai multe lucrări câștigate și încearcă să facă față pe toate fronturile. La liceul auto am avut acolo niște întârzieri date de o soluție tehnică care nu prea se potrivea la fața locului și constructorul a trebuit să decoperteze parte de tencuială pentru a aplica o altă soluție tehnică și asta ne cam întârzie. Ne-a dat înapoi cel puțin o lună, dar fiind vorba despre aceeași echipă care lucrează, aceeași formulă de constructori care lucrează și la școala 5, lucrurile sunt în ordine și vor termina în grafic anul acesta. La grădinița 2, deși lucrările propriu-zise au fost gata încă de la finalul lunii august și s-au făcut toate bretușurile și așa, s-a așteptat mobila aproape o lună și jumătate. Furnizorul de mobilă a întârziat livrarea mai bine de o lună. A început să vină? Asta este informația pe care o am și că săptămâna viitoare intenționează recepția finală. Asta înseamnă după recepția finală urmează autorizările? Da. Și după aceea, apropo de creșa de la Speranța, din câte știu, chiar o să rog colega dacă are informații să-mi spună, parcă ieri a venit sau altă ieri a venit de la Aracip avizul, numai că se pare că e tot pe o adresă. Nu știu, vedem, o să-mi spună colega dacă mai avem timp. Deci telenovelele astea și epopeile astea cu hârtii greșite, cu adrese care trebuie reformulate și cu conduceri care nu-și asumă soluționarea problemelor mai repede și mai tranșant, e cel mai urât lucru. Acum mai sunt 5 minute, am o avalanșă de lucruri. Vă las pe dumneavoastră să vă alegeți subiectul pentru ultimele 5 minute, că deja eu sunt copleșit. O să vin cu o veste bună. Ieri am avut o întâlnire cu o companie mare din Europa și am aflat cu mare surprindere
că din 2000 încoace, Piatra Neamțul nu a fost niciodată pe traseul vizitelor pe care o companie străină, care este dispusă să facă investiții în România, să, nu știu, să ne pună și pe noi pe traseul respectiv. Deci nu eram, și asta am aflat, nu eram pe hartă. Asta am aflat chiar de la consultanții celei mai mari companii din România, care asigură aceste scenarii investiționale pentru investitorii străini și care au cumva sunt foarte activi în această piață a parcurilor industriale, a investițiilor străine. Deci de 2000 și până astăzi, niciodată un investitor străin nu a pus din proprie inițiativă Piatra Neamțul pe, ca obiectiv de vizitare, să vadă potențialul investițional al zonei respective. Iar am avut o discuție de aproape 3 ore cu conducerea companiei, cu consultanți tehnici, cu experți în dezvoltarea parcurilor industriale, să testeze zona. A fost o discuție extrem de complexă, de la care e valoarea chiriei în Piatra Neamț, cam câți studenți studiază. Oameni profesioniști. Exact, exact. Deci care iau un calcul înainte de investiție, nu numai faptul că vin să toarne betoane să ridice, ci și dacă au cu cine lucra, dacă există o rețea școlară care poate pregăti în viitor. Exact. Toate aceste aspecte le-am discutat. Astea se fac profi. O să ne pregătim pentru următoarele discuții mult mai, să avem cum ar veni un pitch al nostru, să prezentăm exact toate oportunitățile și potențialul real al orașului. Ne batem cu alte 4 orașe din țară. Eu zic că ne vom califica cel puțin pentru o discuție ulterioară în care vom lămuri lucrurile. Părerea mea este că au plecat cu o impresie foarte bună despre Piatra Neamț. E inutil să întreb cine sunt, nu? Nu e se inutil. Poate face. E inutil, am făcut ieri o poză, tocmai pentru că am avut o atmosferă destul de deschisă. Prietenasă, da. Și au fost plăcut surprins de disponibilitatea de a le oferi tot timpul necesar pentru discuții, spunând că nu prea li s-a întâmplat nici în Germania, nici în România și nici în Ungaria, unde mai au investiții. E o companie foarte mare, producție cu valoare adăugată foarte înaltă. Asta este tot ceea ce pot spune. Când vom avea permisiunea lor de a face un anunț public, o voi face cu maximă bucurie. Ce vă pot spune e că, mai ales în acest moment, e riscant să facem un anunț public mai detaliat, pentru că un astfel de investitor dorește discreție până la momentul deciziei finale. Și am aflat de la colegii, consultanții români, că sunt companii care, deși au decis să facă o investiție într-un oraș anume, în momentul pentru în care că primarul s-a grăbit să vorbească cu prea multă lume, așa, au mutat pur și simplu orașul, din nord în sud. Vă dau și eu o veste, s-a rezolvat de ieri după masă, spune colega care se ocupă de învățământ. Nu era actualizat chestia, deci Aracipu și-ar fi făcut treaba. Acum se așteaptă hotărârea, trebuie vorbit cu doamna Deca. Da. Sper să nu avem ghinionul de a... Eu săptămâna viitoare voi merge la București și... Concursul, din câte știu eu, pentru posturi s-a organizat. Deci, teoretic, dacă Ministerul Public hotărârea, ar putea să înceapă activitatea la Creșa din Speranța după lungi... După lupte seculare. Așa. Să încheiem și cu o glumă primită de la unul dintre cei care s-au uitat la emisiune. El vine cu o explicație pentru urșii de la caiace. Urșii de la caiace au fost antrenați de un lider local care are casă în zonă, care este oponentul dumneavoastră, ca să vă facă necazuri. Ca să vă facă necazuri. Eu s-a deghizat? De domnul Gabrilescu, care este în zonă. Să mă văd adresat, domnul Gabrilescu, că avem ședință de consiliu local și sper să nu vină cu ursă. Și ca să vă facă necazuri la caiace sau cine știe. Acum, na, nu putem spune că domnul Gabrilescu plimbă ursul, că ar fi chiar prea de tot. Dar
Gluma e glumă, încheiem în felul acesta optimist, dar având în vedere toate mesajele care vin, cred că ar trebui acordată mai multă atenție și mai multă atenție de către oamenii care se ocupă de proiectele acestea, lucrurilor care pot fi îmbunătățite în cadrul unei lucrări. Bineînțeles. Ca să dar cred că nu v-am părut că nu am fost atenți și că nu am luat în considerare părerile. Țineți minte, țineți uitați-vă, minte. Cea mai bună dovadă este chiar sensul giratoriu. Sensul giratoriu de la Blădel. Da, dar... Unde? Eu nu vă ascund că am avut foarte multe discuții tensionate cu proiectantul, cu verificatorul de proiect. Cum a fost posibil să proiectați sensul ăsta? Și acum, ce spun? Eu public, nu puteam să zic că proiectul nu este bun, până nu eram convins de posibilitatea nu, adică de a eu vă întreb așa. Modificare. Eu sunt, pe mine să zicem că mă botează Popa sau Bălănescu. Mm-hmm. Și eu sunt proiectant, da? Vin la dumneavoastră și vă spun, doamne, așa e bun. Și eu întreb de ce? Și eu vă întreb, bă, cum era teorema aia cu catetele și ipotenuza? Băi, sau aia, băi, parcă nu se potrivește. Nu, domne, spun eu că e așa. Păi, vezi că eu cheltui bani acolo. Uh-huh. Nu-s banii mei, nici alu tata, nici alu aia, sunt banii orașului. Nu, domne, eu îți spun, eu, proiectantul Lupește, că e ok. Aici e vorba de timp. Și după ce se termină toată treaba și dăm cu capul în sensul giratoriu, dăm cu tirul în sensul giratoriu, sau mă rog, cu ce putem fiecare, ajungem la ideea pe care o spuneam. Țineți minte, cu toții, bă, mă dorm un pic fel mai mic. Fai... De acord cu dumneavoastră. Ideea cum îl justifică? Noi nu, eu regret. Nu dumneavoastră, cum justifică el? Cum justifică? Proiectantul. Nu dumneavoastră, proiectantul. Cum nici justifică? Nu mai contează justificările. Vai important de mine. Este, ba... Ce, pierdem vremea vorbind... Am pierdut despre... bani, domnul primar. Banii sunt... noi plătim lucrarea o singură dată. Noi nu plătim 10 refaceri și 10 revenire asupra revizorilor. Păi atunci eu în locul constructorului... Tehnice. Știți cum zice? Domn primar, dar v-am făcut după proiect o dată, de exact. Două ori, da. De trei ori. Domne, adică trebuie să înțelegem și lucrurile astea. Într-un astfel de proiect este inevitabil să nu apară modificări ale soluțiilor corect. Tehnice. Problema e că au fost prea multe. Aici ai. Și că toate acestea de regulă se sparg în capul constructorului pentru că el își aduce oamenii la treabă, el mobilizează resursele și... Și uitați că mi-aduc aminte, aveți un proiect de hotărâre astăzi, intră în bunurile activele societății sensul giratoriu de la Kaufland, al societății, al municipalității. Da. A costat vreo 500.000 de lei, cam așa, poate... Da. Greșesc eu pe acolo 400, nu știu cât. Dar dacă te uiți la el, e exact aceeași problemă ca și la sensul ăsta giratoriu. Acolo va fi o reconfigurare. Pe următorul, noi acum suntem în faza în care nu știu, în faza obținerii avizelor pentru viitoarele proiecte de mobilitate. 13 străzi, printre care și Bistriței. Bistriței până la Petromovilă. Până la Petromovilă. Adică inclusiv ce a făcut Publiservul anul trecut? Acum 2 ani. Acum 2 ani? Da. Acolo da, arată bine. Acolo e? Până ajungem efectiv în faza de lucrări. Imaginați-vă că noi acum încă vreo 4 suntem, ani, abia, suntem abia în faza proiectului tehnic. Până obținem avizele mai trec 4-5-6 luni. Pregătim caietul de sarcini pentru licitația. Mai întâi trebuie să semnăm contractul de finanțare pe noul port. Pregătim licitația, caietul de sarcini. 2 ani. Durează 6 luni până... 2 ani. Și foarte important, acum gestionăm încă din această fază modernizarea sau rețelele noi de apă și canalizare. Nu ne mai lăsăm... acum a fost heirupul poate ăsta, acum pentru că eram condiționați de timp. Poate proiectanții care vor face vor ține cont de faptul că 100%, să nu mai pună rețeaua de apă în mijlocul drumului, unde se poate pune
sub trotuar. A trebuit să ne pliem într-un timp foarte scurt de timp, mai puțin de 3 ani, să avem studiu de fezabilitate, proiect tehnic, avize, licitație pe execuție și finanțare obținută pe Angel Salini. Păi le-am obținut pe toate. Ușor, ușor o scoatem la capăt. Pe viitor avem toate lecțiile astea învățate și știm cu ce tip de materiale trebuie să lucrăm, cum facem să ajungem la constructorii care au capacitate de execuție mare și care pot să livreze lucrările la termen. Sunt foarte deschis și îmi doresc să lucrăm cu companii locale, dar companii locale care să vină cu acel patriotism local să arate că dau totul pentru oraș. Mulțumesc pentru participare. Vă doresc o zi bună. Nu pot să nu zâmbesc la chestia cu Urși și cu Gavrilescu. Hai să închem. Hai să închem. Mai ales că el este și la... Unde era? De Adieco? Adieco Neamț. Deci, adică e ca să spunem așa, în peisaj. E în peisaj. Asta e situația, oameni buni. Se fac lucrări. Eu de mult am vrut să spun niște lucruri apropo de predarea amplasamentelor către constructori. Ideal ar fi ca de acum înainte, în momentul în care o autoritate locală, primăria Piatra Neamț, județul, o comună, predă un amplasament, din acel moment ea să nu mai aibă implicarea decât de a urmări, monitoriza și a interveni când constructorul derapează sau nu face lucrarea după norme. Exact. Eu vă invit după emisiune să mergem un pic spre pod, merg cu dumneavoastră, să vă arăt un pericol public. Din păcate, nici nu vreau să mai îl arăt aici, sper ca până mâine să nu mai existe acolo, pentru că este un pericol public. O să vi-l arăt. Vă mulțumesc frumos, oameni buni, pentru participare. Ați fost mulți, ați fost unii foarte incisivi, alții așa. Eu vă doresc tuturor sănătate. Aveți grijă că încă problemele la spital există. Numai bine. Multă sănătate, proșe, zi frumoasă. Mulțumesc frumos.